Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de sâmbătă, 17 iunie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc în timpul zilei de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi experiențe din viața dumneavoastră, pentru care eu sunt foarte recunoscătoare. Simt că fără toate acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 17 iunie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește și să-i se împlinească toate visele. Așadar, dragilor, haideți să vedem și ceșcuța noastră de astăzi. Iată, așa arată ceașca pentru voi toți. Aceasta este ceașca de astăzi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. În primul rând, văd, dragii mei, că sunteți pe cale să primiți cel puțin o veste foarte bună în această zi, o veste care vă va găsi într-un moment prielnic, da? Vă va bucura foarte mult și veți vărsa lacrimi de fericire chiar. Da, această veste vă va schimba viața într-un mod surprinzător de bun, într-un mod surprinzător de bine. Da, haideți să vedem ce ne spune ceașca noastră astăzi. Văd aici un vultur, dragii mei. Când vă veți rezolva problemele, veți fi foarte puternici sau foarte puternice în următoarele zile. Frica vă va părăsi și veți fi mai energici sau mai energice decât de obicei. Mai sprinteni, mai sprintene, o să aveți energia de a face mai multe lucruri și veți simți chiar că lumea este a voastră. Cifra 9, dragii mei, se vede aici. Pe această dată sau în 9 zile veți avea o discuție cu cineva sau poate o judecată în legătură cu o casă, cu o moștenire și o să semnați un act. Acest act văd că de mult îl așteptați, este posibil să plecați și în străinătate, dragii mei. Văd că foarte mult vă certați cu soțul, cu soția, cu partenerul, cu partenera din cauza geloziei, dragul meu sau draga mea. Tu ești foarte gelos sau geloasă pe el sau pe ea, sau el sau ea este foarte gelos sau geloasă pe tine. Vă certați, stați despărțit o zi, două, apoi iar vă împăcați. Dar mai bine, dragilor, lăsați gelozia deoparte, pentru că altfel va apărea cea de-a treia persoană în relație și vă va fi din ce în ce mai greu, veți plânge mai mult. În casa voastră, dragilor, văd că intră persoane noi, ori să vă dea o mână de ajutor, fie în legătură cu munca voastră, fie financiar, și văd că vă veți baza pe acest sprijin din ce în ce mai mult, mai mult decât pe prietenii voștri, care doar v-au amăgit. Dragii mei, văd că această persoană a voastră este foarte preocupată de voi, vrea să vă facă o surpriză foarte plăcută. În acest sens, este orientată acum spre a face bani mai mulți pentru a vă lua o mașină, pentru a se căsători sau pentru a începe să vă construiți o casă. Văd că pentru a face aceste lucruri, persoana voastră este capabilă de foarte mult efort și de multe sacrificii. Pentru unii este posibil să aibă chiar două joburi care să-l ajute sau să o ajute să-și împlinească visele. Dar se pare că visul său cel mai mare este acela de a te vedea pe tine fericită. Tu ești talismanul tău, tu ești fericirea sa, ești mândria sa și fericirea ta este mândria sa și principala sa preocupare. Acest om văd că te va face foarte, foarte fericită, draga mea.
În casa dumneavoastră văd că vor intra nepoții sau copiii voștri sau voi vă veți duce în vizită la aceștia. O să aveți o veselie în casă, poate o nuntă, poate o zi de naștere. Această bucurie o să vă relaxeze foarte mult, o să fiți foarte, foarte fericiți. Foarte multe discuții apar în casa dumneavoastră despre viitorul vostru, al familiei. Ori să vă prindă bine aceste discuții, planurile pe care vi le faceți pentru viitorul vostru apropiat se vor împlini. Două cifre se văd aici, 7 și 9. Date norocoase pot fi acestea pentru voi sau în atâtea zile, poate vă vin vești minunate, poate plecați la un loc de muncă, poate este o zi de naștere a cuiva, poate aveți un examen, dar totul să știți că va merge ca pe roate pentru voi. Foarte multe drumuri văd în fața voastră, dragilor. Aceste drumuri v-au obosit. Vreți și voi să stați, să respirați, să beți o cană de apă sau o cafea, dar totul trebuie să faceți numai voi. Voi duceți, voi aduceți. Văd că aveți foarte multe persoane în jurul vostru, vreți să plecați într-o vacanță și să adunați mai mulți prieteni, rude, pentru a merge într-o excursie, plecați împreună cu aceștia. Dar aveți grijă cum călcați, dragii mei, pentru că fie călcați strâmb, fie vă veți lovi la picior. În rest, veți petrece foarte, foarte bine. Văd aici doi pești, dragii mei, se pare că vin bani și pentru voi, în buzunarele voastre vor intra bănuți până la sfârșitul lunii. O să vă meargă foarte bine financiar, dacă nu ai găsit de muncă până acum, o să găsești, dacă doriți să schimbați locul de muncă, o să reușiți sau poate vrei să faci altceva în plus pe lângă munca pe care o ai. Și să fii plătit pentru acel lucru, să știi că o să-ți meargă și ție din ce în ce mai bine. Pentru cei cu inițialele C, L, M, N și S, vin vești minunate de la un bărbat, o să fiți foarte fericiți sau fericite, poate de la o ușă de stat se va rezolva un proces, poate de la niște analize pe care le-ai făcut de curând, pentru o problemă de sănătate, văd că aceste analize au ieșit foarte bine și o să vă pară foarte, foarte bine pentru acest lucru. Veți face foarte, foarte multe drumuri, vă duceți, veniți, vă duceți, veniți, dar să știți că aceste drumuri vor fi cu folos pentru că veți avea și niște câștiguri financiare. Poate vreți să vindeți ceva sau să cumpărați sau să găsiți un loc de muncă mai bun, să știți că toate aceste lucruri vor fi posibile pentru voi. Dragii mei, văd că aveți multe măști, multe persoane false în jurul vostru. În față îți zâmbesc, îți spun că te iubesc, că fără tine nu pot trăi, dar când pleacă de lângă tine, te bârfesc la alte persoane și îți vor răul. Mai bine ferește-te, nu spune secretele tale tuturor sau celorlalți, planurile tale, ce vrei să faci, pentru că nu vei mai reuși nimic. Da, aceste persoane îți vor pune întotdeauna bețe în roate. Lângă voi, dragii mei sau dragele mele, este o pisică albă. În trecut ați avut multe certuri, dar această pisică arată că în casa dumneavoastră se vor liniști apele, se vor lămuri problemele, toate greutățile pe care le-ai avut se vor rezolva până la urmă. Un strugure, dragii mei, mai apare. Văd că ați plâns foarte mult din cauza banilor. Ați vrut să construiți o casă, dar totul s-a sfârșit în suferință. Este timpul să se usuce lacrimile tale pentru că în buzunarul tău văd că vor intra noi bani. Și apare aici o ciupercă și casa aceea pe care ți-ai dorit să o construiești, vei reuși să o construiești până la urmă. Da? O să te muți în ea. În casa voastră, dragilor, văd că intră o bucurie, o veselie, odată cu un copil, poate un nepot sau poate copilul unei prietene. Te joci cu acest copil și parcă îți trec toate gândurile negative, te simți mai plină de energie.
Dragii mei, văd că, din păcate, încă mai aveți de ochi mare în casa voastră. Când sunteți acasă, nu aveți nimic, sunteți curajoși, sprinteni, dar cum mergeți afară să cumpărați ceva de la un magazin, vă întoarceți de parcă ați căra pietre de moară. Și încep durerile de cap, nu aveți niciun chef de nimic, pentru că adunați toată negativitatea oamenilor răi asupra voastră. Partenerul vostru, dragii mei sau dragile mele, este departe de voi, tu ești aici în țară, el este în altă țară, vă este foarte dor unul de celălalt, dar nu vă puteți întâlni încă pentru că aveți multe persoane care se bagă în relația voastră. Ele nu doresc ca voi să fiți împreună. Dar acest bărbat, dragile mele, să știți că va face totul și va veni lângă voi, pentru că vă iubește foarte mult, chiar dacă familia lui vă respinge. Dragii mei, dragile mele, văd că veți pierde în această perioadă, dacă nu sunteți atente, o pereche de cercei sau un lănțișor. Sau vi se vor fura acești cercei sau acest lănțișor. Fiți atenți, controlați-vă mai des urechile, gâtul, da? Pentru că această bijuterie se poate să vi se fure foarte, foarte ușor. Cifra 7, dragii mei, se vede aici. Se pare că în 7 zile, 7 săptămâni, vine un noroc nemaipomenit pentru voi. Aveți și un înger aproape cu aripile deschise care vă alungă toate negativitățile din calea voastră și un trifoi. Se pare că norocul tău este foarte aproape și o să plângi și tu de bucurie, atât de bine va fi pentru tine. Haideți să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Dorințele voastre văd că sunt două, sunt pe cale să se împlinească și pentru voi. Văd că aveți aici un lacăt, aveți un blocaj în calea voastră, dar să știți că acest blocaj încet încet se va deschide în perioada următoare și fericirea va intra în viața ta. O să te simți și tu în al nouălea cer, o să simți cum totul îți merge ca pe roate, cum viața ta începe să funcționeze din nou. Și vei fi foarte, foarte fericită, dragul meu, draga mea sau dragul meu. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!